priceperea drumarilor care au executat în decembrie asfaltarea străzii Panait Moșoiu din cartierul Mihai Viteazul se vede deja. Stratul de asfalt s-a deteriorat rapid, iar criblura se strânge vizibil la marginea drumului. E, un var a fost asfaltat aici. Și când a început să se deterioreze? Nu știu, nu am fost plecat, nu știu exact să vă spun. Nu știu. Mi se pare normal ca după jumătate de an să înceapă să se roadă strada? Bați jocură, dar ce să mai vorbim? Trăim în România. Riveranii speră ca lucrările de pe strada lor să nu fi fost finalizate și recepționate pentru ca strada lor să fie asfaltată ca la carte. Din ce știu eu, în jurul 30 noiembrie, începutul decembrie, pe acolo. Și am văzut că deja a început să roade pe aici. Nu, cred că nu-i definitivată, nu-i pus stratul de uzură. Să știți că am observat și noi în felul ăsta, probabil că nu e terminată, vedeți, străzile care sunt de mult turnate pe acolo nu prea seamănă cu asta de aici. Nu știu ce s-a întâmplat aici, care a fost problema. A venit și gerul acela prea tare atunci, așa am trecut lucrările, dar foarte, e ultima care s-a făcut din cartier de aici. Mai în glumă, mai în serios, riveranii au solicitat deocamdată drumarilor să vină cu aspiratorul pentru strângerea criblurii. Nemulțumiri sunt și pe strada Cometei, unde asfaltatorii au ales pentru trotuar o soluție tehnică cel puțin ciudată. Trotuarul arată precum valurile Dunării, iar bătrânii care locuiesc pe această stradă se plâng că nu au mai văzut așa ceva până acum și că se deplasează cu mare greutate.